Mai este puțin, foarte puțin, și ne vom muta din nou acasă. Baia fetelor este prima cameră, sau să o numim primul ceva din casa Mateș, care este gata. Și astăzi o să vi-o arătăm. Mama, deja văd! Wow, ce fun! Salutare și bine v-am găsit la un nou! Noi suntem familia Mateș, Paul, Amza, Scarlett, Sara, Melissa. Și în vlogul de azi o să facem o comparație între varianta 3D a băii fetelor și varianta terminată. Da? Deci acum suntem cam la 90% să fie gata, fix astăzi. Și pregătim ultimele detalii. Trebuie să facem curat, eu mai am de făcut un pervaz. Acum suntem în hol. Ah, apropo, îmi place cam cum a ieșit? Încă da, facem? Nu e gata, mai durează mult până o să fie gata. Mamă, Sara, crezi că în 5-6 zile ne mutăm și că o să fie gata? Doamne ajută! Momentan văd foarte mult praf, dar abia aștept să ne apucăm de curățenie și astăzi de prima zi de curățenie pe care o avem în familie. Și începem cu baia. Baia este primul lucru care este gata din casă. Mama, deja văd! Wow! Ce faină e, nu pot să cred! Wow! Ce faină e oglinda! Măi, dar tu faci duș fără apă? E mai economic așa, nu? Înainte ca baia noastră să arate în felul acesta, prima dată am proiectat-o în 3D la Conrep. Pe conrep.ro găsești milioane de posibilități în care îți poți decora și amenaja baia, dar noi am ales să mergem în showroom și asta vă recomandăm și vouă. E cu tot o altă treabă când te duci și faci tu împreună cu, de exemplu, cu Ciobi, cum am făcut noi, o proiectezi baia în 3D și poți să îți imaginezi cum este și poți să vezi dacă anumite decizii pe care le ai în minte se pot aplica și în realitate. Ne-am făcut o idee despre cum va arăta baia la final, am primit și schițe complete despre montajul sanitarelor. Apropo, toate sunt de la Groie și le găsiți și pe ele tot la Conrep și oglinda și așa mai departe. Doar tavanul și polița nu este de la Conrep, sunt făcute de mânuțele mele, hai să vă zic cum. Mi-au rămas mai multe grinzi și le-am tăiat, le-am feliat frumos la gater și acum le-am periat și din ele am făcut un pervaz din scândurile astea, uite ce frumos arată. Știi? Și acum trebuie să le montez. Păi uite ce am făcut. Vezi, acum am tăiat scândurica asta. Am tăiat-o la 45, vezi? Și din scândura asta subțire, îi dăm un aspect așa de blat, știi? Și o să vină prins așa în 45. Opsi. Eu zic că arată bine, nu? Acum mai trebuie să-i pun capacul aici. Bun, până termin eu de făcut pervazul ăsta. Hai să ne întoarcem un pic în trecut, să vedem cum am evoluat cu baia, pentru că nu a arătat așa dintotdeauna. La un moment dat era aici numai niște cărămidă. Ok? Hai! Bun, familie, ne întoarcem în trecut ca să vedem cum avansăm cu lucrarea. Sunt aici împreună cu Emi, el este meșterul cu care am placat toate băile. Voi acum vedeți cum lucrăm la baia fetelor. Avem mozaicul ăla alb, superb, din față, care merge și până la duș. Și avem și placa asta ceramică super dreaptă, rectificată, de la Conrep, care este foarte simplă, să vină așa într-un contrast fain. Până acum am lucrat cu material de la Ceresit, cu CM25. Cred că până azi, și n-am terminat cu lucrările, am folosit vreo 60 de saci la ce a însemnat băi și toată placarea cu cărămidă la exterior și la pardoseală. Am folosit CM25. Deci în spate la faianța de la duș și la pardoseală, sus în mansardă, am folosit hidroizolație Ceresit. A, nu, ăsta e kitul de rost. Ok. Da. Și asta, mă, deci banda perimetrală. Zi-mi, ce facem cu asta? Deci aceasta este banda perimetrală, se pune pe colțurile interioare pentru a nu fisura hidroizolația. Ok, așa, hai că mi-ai explicat-o odată, dar între timp eu am uitat. Asta e meșterul, știe el de ce se pune și noi trebuie să-l ascultăm. Wow, ce fain arată! Ce zici? Foarte e fain? Îi dăm ultimele! Pac! Asta știi ca să o prindă mai bine. Poftim? Pot să dau și eu un pac? Da, haide! Băi, ștergi să apăs de asta? Da, apeși și pe asta. Da, trage ca la pușcă.
Aleu! Are putere mare, nu? Wow. Gata, acum e totul stabil și trebuie să mai șlefuiesc un pic astea, că încă mai sunt schije. Și să dau cu un lac care să nu îi modifice absolut deloc culoarea, știi? Gresia toată este de la Corep. V-am arătat în videoul anterior. Cei care n-au văzut videoul cum am proiectat în 3D prima dată toată baia, o să vă las în descriere linkul. Deja asta este cea mai faină faianță, e așa finuță, în acest timp elegantă și foarte drăguță. Deci îmi place foarte tare. Hai, ne apucăm de curățenie? Yes. Știi ce fac eu? Eu o să dau cu soluție din asta de îndepărtat urmele de beton și de astea de pe gresie. Da, dar mai întâi, mai întâi trebuie să spălăm totul, trebuie să le spălăm și după aia rămân... După aia fac eu? Da, ce exact. Nu se duce? Nu se duce. Bine. Suntem cam mulți, cam prea harnici. Eu zic să mai faci și dincolo. Da, eu fac aici. Curățăm cu cârpa asta secretă? Mamă, ce mă transpire aici în genunchi. Iubi, nu putem să chemăm pe cineva? În locul meu, cel puțin. O tantă. Adică noi să facem și în locul tău să fim pe cineva. Da, exact. Filmează la mine. Ce parfum acolo? Un joc de beton. Te joci de beton? Da, familie, aceasta este baia fetelor sau baia mică. Nouă ne place foarte mult, suntem tare, tare, tare mulțumiți de cum a ieșit. Bineînțeles că trebuie să ne aducem lucrurile și să începem să folosim și baia și o să vă dăm un review despre cum ne simțim în ea mai târziu, dar până atunci, uite, aveți un mic tur să vedeți cum arată totul. Mulțumim foarte mult Conrep pentru ajutorul vostru, mulțumim Ceresit pentru produsele de calitate, pentru adeziv, pentru chiderosturi, bandă și așa mai departe, vi le-am enumerat mai devreme. Mulțumim și Groie pentru sanitare, super faine, și cred că suntem datori să vă facem și un tur al celorlalte băi. Poate facem asta în curând. Ne vedem curând la un nou. Vă îmbrățișem pe toți.